voix. Comedius? Lui? Da. Pure Tani? Ai La zis să aibă limită. grijă de el. Să aibă grijă de el. Ne vedem la aeroport. Lumină, am ajuns și noi în sfârșit la hotel, pentru că n-am apucat să vorbesc încă cu voi. Ăla e obiectiv care se dezbracă. Da, așa. În cazul în care n-ați observat deja din titlu, am ajuns în Amsterdam. Suntem încazați la Ibis Budget, ceva hotel. Da, un loc unde să dormim. Mă rog, teoretic el nu arăta în pozele de pe site pe care teoretic noi le-am rezervat. Camerele nu arătau cum arată în acest moment. Camerele erau mai mari. Da, erau mult mai mari. Camerele sunt extraordinar de mici, dar nu ne deranjează pentru că oricum noi suntem genul de oameni care nu stau deloc în camera de hotel. Stăm doar să mâncăm sau chestii de astea și atâta. Și ca să facem room tour-ul, ăsta este și cam atâta. De acolo ieșim. Ăla e o video. Ăla nu face parte din ambianța camerei. Yes. Și asta este minunata mare cameră. Da, vii oriunde mă duc eu. Da. Sunt inclus în cameră. Eu te spionez. Cumva. Te spionez. Bun spionă. Da, acolo e în meniu de pizza. Ăia știu deja ce vreau eu. La etajul 8 au ceva olandezii, nu numai la etajul 8, dar au ceva în general cu camerele foarte mici și strâmte. Și pe bune, că toate cazările pe care le-am găsit, pat, lângă perete, geam, Ovidiu, oglindă, ușă și atât. Partea bună este că baia este la fel de mare cât este și camera. Alo? Și cu duș, și cu marmură, și cu chiuvetă, și cu alte chestii de baie. Și da. Acum noi mergem. Stai așa că vă sprijin de Ovidiu. E lenesă. Da, mi-e lenesă. Vom mai pune un strat de haine pe noi și vom merge să ne plimbăm, să ne ceva, nu știu, prin oraș. Ne este și foame, ci v-am arătat eu în clipulețele anterioare la început. Sunt, deci, mie îmi place enorm să călătoresc cu taromă. Nu știu de ce, credeți că sunt naționalistă sau ceva, poate asta e feeling. Mie îmi place taromă, mai mult decât îmi place Wizz, mai mult decât îmi place Ryanair-ul sau Lufthansa. Mă rog, acum mi-închipui că v-am zis numai low cost-uri, dar, na. În schimb s-au prostit la capitolul mâncare. Rău de tot. Rău de tot. Dacă acum 3 ani ne dădeau o mâncare caldă cu omletă, cu roșii, cu salată, cu nebuneli, anul trecut au început cu sandwich-urile care erau de, nu știu, 15 cm, cam 15 așa. Iar anul ăsta ne-a dat un centimetru din sandwich, adică era cât un degețel, era exagerat de mic. Și așa că noi suntem flămânzi. Da. Așa că ne îmbrăcăm mai bine. E mai bine aici decât la București, deci e ok să mergeți și în ianuarie în Amsterdam și apoi plecăm la drum. Depinde de vreme. Uite, parcă am două sârmăluțe aici. Trebuie să-mi trec iarăși mâna prin păr să mi-l fac așa. E bine. Da, și suntem la etajul 8 și dedesubt avem o gârlă. Apă. One, uite. Mhm. Is exclude. Ah, ok. Înțeles.
Ne vedem mai încolo. Stai că v-am strâmbat. Ne vedem mai încolo. Permiteți-mi să vă zic că sunt 5 pizzas for 5 euros. Nu se poate așa. Ovidiu, ce mâncăm în următoarele 4 zile? 5 pizzas for 5 euros. Este un cartier ceva mai... 5 euro per pizza. No! Yes. No! Un euro pizza, ce îmi dădea? De mă bucur că scrie aici mic per pizza. Păi da, să te fraierească. 25. Da, ne mergem pe biciclete. Atunci vreau să știu de ce tu fac? Că deci facem bani de energie. Aici este șosea, cum ar veni, de biciclete. Și de pietoni, nimic. Șosea de mașini, șosea de biciclete, metro, pietoni, nada. So many bikes. Pietonii dau prioritate la biciclet, 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 biciclet. Da, mergem înainte. Oh, vii, atât de pretty pe aici. Ce-ai făcut, bă, palmier? Ți-ai zis palmierule? Nu sunt un palmier. Ești un palmier. Nu sunt un palmier. Do a coconut for me. Ce să râd oamenii de tine când te popietă. Nu. Asta este Raya Palace-ul și ăla este Cotoflender-ul. Cotoflender. Și asta e o boschetară. Acum am mier, tu ai glouri pe tine, normal că ți-e de frig. E geaca. Ia-o mâna. Uitați-vă! Eu zic să mergem, dacă mergem. This is your kind of store. My kind of store? Stay away. Unde, unde, unde? Da, vreau. E bune? Acolo sunt fete care fac chestii. Dar ce lumină sexy. Și ce păr pleoștit avem noi aici. Gata, ne-am strâns în casă, deși este ora... Oh, da, minunat lumea, uite. Boschetară, one on one. Da, ne-am strâns și noi acum în camera de hotel. N-ar fi prima oară. Și de acum, probabil că e ora 6. Am fost și ne-am plimbat prin... centru. Am mâncat la Burger King pentru că aveam o foame de groază. Deci era fai de capul meu. Și am băgat niște burgeri din aia atâta cât capul meu de mari. Și apoi am luat la picior centrul. N-aș ști să vă zic ce monumente am văzut pe lângă... Am fost pe lângă muzeul ăla lui Madame Tussauds sau cum s-o numi. Și bineînțeles că n-am putut să ne abținem și am văzut, ne-am uitat în The Red Light District. Și a fost drăguț. Nu a fost drăguț, a fost bizar rău de tot. A fost bizar să vezi, nu știu, femei care se vând așa în ochi, un geam, efectiv își vindeau marfa. Și bărbați. Și bărbați. Mascat ca femei. Nu știu, ceva între femei și bărbați. Cu best of both worlds. Da. Da. Acum o să facem un duș fierbinte pentru că am înghețat. Deci nu e exagerat de frig. Am fost și pe la un supermarket și ne-am luat câte ceva. Partea proastă este că nu avem frigider, deci n-am putut să ne luăm pentru micul dejun mai nimica. Cu săpun. Da, tu un săpun. Am dat săpun să ducem la baie. Deci n-avem frigider, deci n-am avut cum să luăm iaurt sau ceva ușor pentru
micul dejun, așa că ne-am gândit să ne porcim cu totul, cu patiserii și cu... De toate. Aia, unii pasta, dar... Da. Da. Ana, dacă te uiți la acest clip, oricum pe care îl postez luni, da, în timp ce tu făceai sală, eu băgam în mine ca o scrofită ce sunt. Da, a făcut sală? Astăzi nu, dar mâine, păi mâine și răspăi mâine face. Pentru că Ana s-a apucat strong de sală. Ana e o prietenă de-a noastră. Foarte, foarte motivată. Da, și... Așa că ne-am luat chestii de mâncat. N-avem nici măcar cum să deschidem geamul, pentru că fiind la etajul 8, probabil... Oamenii se mai și aruncă ocazional de aici și de asemenea, pentru că știți foarte bine că iarba e la putere în acest oraș, avem semn, unde ești, mă? Acolo pe ușă, semn acolo pe ușă cu no smoking și no drugs in this room, că altfel ne dă amendă de $100 și probabil de asta au scos și încuietoarea sau deschizătoarea de la geam, adică geamul nu se poate deschide, nu se poate rabata, pentru că să nu putem fuma în cameră. Oricum, nu fumau, că noi suntem copii foarte cuminți. Da. Noi suntem oricum mai mult cu mâncatul. Așa că acum ne schimbăm, ne dușuim, ne pregătim să ne... Nu ne culcăm, că e ora 6, deci nu prea ar fi frumos. Dar mergem la Adi și Andreea în cameră, probabil. Sau ne strângem pe undeva pe aici și jucăm și noi ceva. Mai vorbim un alta și facem planul de bătaie pentru ziua de mâine, când vrem să mergem la câteva muzee, dar nu din alea boring cu artă. Și atât. Ceva mai interesant. Așa că ne vedem un pic mai încolo. Sau mâine, cel târziu. Bate video la ușă, dar nu vreau să-i dau drumul. Intră! Cine e? Cine bate la ușă? Da. Cine-i? Eu. Care eu? Ușa creștine? Cum să dau cu cardul? A început să ții uia asta ca nebuna. Da. Ne vedem mai încolo. N-am apucat să vorbesc astăzi pentru că am fost într-o grabă. Ne-am trezit, e ora 10, ar trebui deja să fim jos. Dar n-am apucat pentru că am avut 5 straturi de haine de pus pe noi, pentru că e frig afară și ceață și bizărel. Și merge mult, mult pe afară, zicem mult. Și vreau să fac niște poze drăguțe, o să vi le inserez pe aici dacă reușesc. Ok, și gata, asta ar fi tot. Mergem să mâncăm și să ne distrăm. Cred că oamenii ne așteaptă, cred că e și vor, dar nu contează. Hai, pa, pa! Ce-a făcut domnișorul Ovidiu? M-ai grăbit, de-aia. Nu te-am grăbit. Când mă grăbești, uită. Ca să vă explic, acest om minunat din fața noastră... Blindat până la piele. A ieșit din cameră și nu a luat și cartela cu el. E, s-a mai întâmplă. A ieșit ultimul din cameră și nu a luat cartela cu el. Oh, dar nu sunt focalizat, e focalizat în ușă. Trebuie să zic și odată încă focalizat. A ieșit din cameră și nu și-a luat cartela cu el. Ce? Vezi că mi-a luat jumătate de oră să mă aranjez căciula asta să stea într-un fel. Tu vorbești serios? Eu vorbesc foarte serios. Jumătate de oră? Jumătate de oră. Dar tu ai inteligat, seama. Dacă ajunge fără cap acasă, să știți care e motivul. Să știți.
Noș dong, roca. Nu cafele, băuturi. Părcuțe. Ce mai tare fac eu? Candy bread. Uite ce mi-a deranjat, uite că ceva. Nu ți-am deranjat. Plăcințica de pe cap. Mergem, uite, mergem acolo. Ticket Shop, Canal Cruises. Cum să mergi și acolo? Hai să intrăm la muzeu. Până nu ninge. Și am intrat în Vondel Park sau ceva pe acolo. Unde ar fi un pește de-a lui Picasso. O fi aia, statuia aia? Ăla e peștele lui Picasso? Nu, trebuie să fie în formă de pește. Ăla e peștele lui... și nu e pește? Nu e pește. Pește. Nu e un pimp, Andrei, e un pește. Ăla e un pește? Nu, nu e. Ăla nu e un pește. Ai dat zoom? Da. Să mâncăm din astea? Sau mâncare? No, hai cu mâncare prima oară. Mâncare, 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 mâncare. Acelea sunt bezele. Da. Da, bună, bună, Andrei. Să luăm diabeticul de lângă geam. Hei, încă nu sunt diabetic, după ce mă întorc sunt diabetic. Practic am luat decizia de a merge la, mă rog, a sta pe mijlocul drumului și a merge Micropia. La Muzeul Microbilor. Yay. Da, e cel mai interesant lucru pe care l-am găsit să-l da. Și să mâncăm ceva pentru că suntem lehniți. O vede și Andreea? Eh, bun. Și camera Andrei. Ce te uiți acolo? Mâncare tradițională olandeză. Este și ceva care nu e. Da. Fript. Stampot. Nu e fript, e cârnat. Cârnat? Mashed potatoes. Da, poți să-l prăjești și pe ăla. Exact. A schimbat. Nu avem. În cauza că încerc să-mi fac o poză în spate. Tare. Și eu m-am dat cu rungi pe botic. Și mergem la Heineken Experience să bem bere. Iar mâine avem planuri și mai mari. Filmăm cadre frumoase. Eu sunt cadru frumos. Ești cel mai frumos cadru. Cel mai frumos, da. Bine, filmează Amsterdam. Amsterdam. Și pe bărcuțele alea o să facem noi o croazieră. Mâine seară facem croazieră pe bărcuțele acelea, acelea. Și aici putem să cădem în apă pentru că n-au făcut parapeți. Facem baie. Da. Gratis. Deci dacă Ovidiu nu vine acasă deloc, știi, că dimineața v-a zis dacă nu vine fără cap, dacă vine fără cap, de apropii asta. Dacă nu vine deloc, înseamnă că oamenii erau că n-a filmat bine și l-au aruncat în apă. Jap! Atunci trebuie să aici frate să a? That just means if you want to walk through here, if you want to run through here, if you want to go straight to the bar, go straight to the bar, okay guys? Acolo chiar sunt călăuții.
Unde s-au călătit? Călătii! Ce ai acolo? Din astea furaje. A furaje? Ce gustare! E un pic dulce. Am crezut că e groaznică. Da. Nu, mersi. Ia o gură. Ia o gură. Nu, mersi. Uite, degustare. Bine așa cum sunt. Am terminat cu explorarea berăriei. Da, din păcate. Intra la pachet cu jumătate de litru de bere. Suntem patru oameni foarte, foarte molcomi acum. Moi așa. Ce mai molcuț. Da, miroase. Ce fac? Cineva cu miros dulce pe lângă mine. Dă-ne și nouă. Miros dulce. A, are și iarbă cu arome. Nu știu, cred că da. Ok, ok. Și acum vrem să facem o croazieră. Croazieră unde? Nu știu. Am făcut o prostie. Mi-am pierdut abonamentul de toate metrourile. Mă rog, două zile au trecut din cele trei, dar tot mai era o zi. Și nu știu unde a dispărut și acum mă uit la Ovidiu pentru că el m-a enervat și mai tare pentru că el mă cicălește la cap de fiecare dată când fac ceva greșit. Și așa. Constant. Știi cum ai? Așa. Da. Și asta înseamnă că mâine va trebui să mai cumpăr un abonament de două zile. Pentru că, na, oricum trebuia să-mi cumpăr unul de o zi, dar... Da, nu știu unde, ce s-a întâmplat cu el. A plouat peste tot. Și mă gândesc că am fost neatentă când mi-am scos telefonul, că l-aveam în buzunar sau ceva și a picat pe jos. Nu știu. Nu cunosc, nu este la mine în momentul de față. Da, și pentru că... E la cineva care... Și la gunoier, probabil. Acum, dacă l-am pierdut prin muzeu, nu știu. Ovidiu a câștigat o bere gratis în muzeul Heineken pe care nu și-a luat-o, pentru că n-a mai putut să bea. Și eu am pierdut un abonament. Yay! Dar... Viața. Da, viață. 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 Da. Treaba cu muzeul ăla de la Heineken este că acolo la final primești două beri și nu le iei to go. Deci trebuie să stai să bei. Să bei, să bei, să bei, să bei. Cum destul de interesant. Big like. Alte sfaturi în legătură cu Amsterdam, să fiți siguri că aveți la voi bani cash, schimbați, cum ar fi, adică euro, schimbați, logic, dar să fie bagnote ceva mai mici, pentru că multe magazine nu vă acceptă bagnote de 100, 200, 500 de euro și chiar și la 50 strâmbă puțin din nas, dar totuși, na. Și la 100 zic, oh my god! Da, la 100 exclamă, oh my god! Nu știu dacă este la modul, oh my god, n-am mai văzut o bagnotă de 100 de lei, 100 de lei, 100 de euro în viața mea, sau oh my god, cine te crezi să-mi aduci așa bani mari și acum mai trebuie să ți schimb? Sau oh my god, nu știu cât îți dau rest. Sau oh my god, nu știu cât îți dau rest, da. Și de asemenea aveți grijă cu cardurile pentru că foarte multe localuri, cafenele, nu acceptă carduri Visa. Fie au Visa, cum? Visa, Visa sau Mastercard. Sau Mastercard, da. Acceptă doar Maestro, dacă aveți carduri Maestro. Dacă aveți Visa sau Mastercard, cum sunt majoritatea cardurilor de la noi din România, există o posibilitate foarte mare să nu vi le accepte. Da, vi le acceptă pe la transport, pe la supermarketuri, nu la toate, dar aveți grijă. La Burger King nu vă acceptă, la magazinele de la Colț nu vă acceptă. La Burger King nu vă acceptă 100, 200 sau 500 de euro, adică dacă sunteți baștani, nu. Da, dacă considerați că voi aveți mai mulți bani, nu-i folosiți pe aici așa. Mai mulți bani decât trebuie. Da.
Da, cam asta ar fi momentan. Mă duc să plâng puțin în pernă că mi-am pierdut abonamentul. După care, nu știu ce să fac. O să mă schimb și eu și o să fac un duș pentru că am venit din de afară. Partea bună, când am plecat din centrul Amsterdamului ploua. Când am ajuns aici nu mai ploua și era chiar o temperatură ok, deci am fi putut să ne mai plimbăm. Dar n-a fost să fie. Și astăzi plănuim să ne cumpărăm bilete și pentru o croazieră pentru ziua de mâine. Și după aia, diseară, mergem la un coffee shop și cam asta ar fi tot. Diseară, adică mâine seară. Și duminică vedem, noi ne mai plimbăm pe acolo, pe undeva. Vedem ce facem. Cam astea ar fi momentan update-urile zilei. Dacă mai îmi vine și altceva prin minte, o să vă anunț, o să vă spun pe parcurs. Așa că până mâine o să încheiem și vă zic... Ne vedem. Că vreau să vă zic noapte bună, dar voi nu vă culcați. Eu mă culc. Ne vedem în 2 secunde. Toate luăm pe toate cardurile. Toți banii să vină la mine. Uite-l pe Adi. Ah, nu ne vede. Gata, ne-a văzut. Ne-a văzut. Ne-a uitat ca clipării. Da, acum plecăm din cameră, mergem să facem o croazieră pe bălțile astea pe care le-au ei pe aici și după aceea să mergem la muzeul Anne Frank și în cartierul Jordan nu și să vă spun plouă prea tare. A făcut contact vizual cu mine, este imposibil să nu ne fi văzut. Mai uită. De rușine. Gata, mergem mai întâi să-mi iau abonament. Ne vedem mai încolo. Da, ne scufundăm cu toți. Ovidiu, o să murim. Făcut întuneric. Tărcheș. Ovidiu întunecat. Camera asta te vede mai luminat decât te văd eu. Da. Het was daarom dat velen hun toevlucht namen tot woonschepen waarvan we hier enkele zien liggen. De meeste van deze schepen liggen hier legaal, dat wil zeggen met toestemming van de gemeente. Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. Het dates back to the 15th century, but the top wasn't added until the 17th century. De Blauwbrug, die we nu voor ons zien en waarvan de pijlers zijn versierd met afbeelding van slavenschepen, is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de pont Alexandra III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster. Bine, ne-am întors. Dan! Gata, croazierea. Acum urmează o cafea. Miroase genial. Cum se face treaba? Așa. Și ce e ăla de fige? De fige? Asta ne-am uitat. Ah, ok, am înțeles. Era unde e Albert Cuip ăla. N-am ajuns încă în cartierul lor? Nu. Băi! Pare din plastic făcută. Cea mai mașină mare. Da, are și volanul așa. Și cu două locuri. Eu nu cred că în cap. În ea. Și practic am intrat în cartierul... Cum ziceai că se numește cartierul ăsta? Jordan. Jordan. Deci, partea... Jordan. Asta e.
cartierul ăla, în partea asta. Tulip Museum. Alt museum. Apă. Mai multă apă. Bate clopțele. Am observat că soțele sunt strâmbe pe aici, unele dintre ele, și au și umplutură între. Stăteam să ne gândim, dar cumva lucrurile cad în casă, dacă alunecă. Și am vrut să mergem la muzeul Anne Frank, dar e o coadă kilometrică, ci că se dau biletele cu nu știu cât timp în avans. Prin urmare, nu vom mai face acest lucru. Nu e așa? Nu cred. Așa. Hai, mai vedem pe aici și mâncăm ceva. Da. Mary! Da, am șoclet! Da. Ok, da, avem și o lumină în spate. Lumina nu e foarte bună, dar na. Am venit în sfârșit în dormitor după ce am avut niște peripeții. Da. Am ajuns la poliție. De ce? Pentru că în cazul în care voi nu știți, în Amsterdam trebuie să te ferești de două chestii. De bicicliști, în primul și în primul rând, pentru că ei au prioritate în orice. Și de hoți. Ai bine, cum stăteam noi la restaurant, bineînțeles că s-a gândit unul că ar fi minunat să-și îmbogățească averea cu ceva mai mulți euroi. Și astfel s-au gândit că cel mai bun mod de a face lucrul ăsta ar fi să-și bagi mâna în geanta prietenei noastre cu care suntem în vacanță și să-i fure din portofel banii. I-a lăsat buletinul și cardul de credit. L-au văzut din fericire pe camerele de filmat, dar a trebuit să meargă ea la poliție și cu noi, pentru că eram un grup compact și stăm așa, adică nu ne rătăcim unii de alții, și am mers la poliție, unde a făcut o declarație. Partea bună e că restaurantul avea camere de filmat, deci hoții respectiv deja sunt în vizorul poliției și când am plecat de la secție, erau agenți după ei, ca în cazul în care repetă mișcarea, să-i aresteze direct. Partea cea mai interesantă este modul cum au furat. Adică nu de pe stradă cum te-ai aștepta, ci în restaurant. Erau doi bărbați care s-au gândit la metoda asta, pare că, nu știu, se practică pe aici, pur și simplu se așează la o masă în spatele tău, în restaurant, se fac că se uită pe meniu, îi mai zic chelnerului încă 5 minute, au schimbat efectiv scaunul și timp de 10 minute, în 10 minute au reușit să îi fure banii din portofel, lăsându-i portofelul și geanta în pace acolo pe scaun. Ea fiind cu spatele, adică ea era în spate și geanta, adică ea era în față și avea geanta în spate. Anyhow, să aveți grijă și de lucrul ăsta dacă veniți în Amsterdam și chiar și în România nu cred că nu se practică și acolo. Gențele voastre să fie în vizorul vostru, de preferat pe masă. Știu, codul bunelor maniere spune să nu-ți pui niciodată geanta pe masă pentru că este nepoliticos, dar decât să rămâi fără 150 de euro din portofel, mai bine faci în felul ăsta. Da, am zis să vă zic și vouă. Foarte interesant. Dar măcar n-are ce povesti acum copiilor. Și sperăm că banii aia se vor recupera de la hoții respectivi și că vor fi arestați. Gata cu cazarea. Mergem să facem check-out-ul. Da. E foarte somn și foarte, foarte somn. Mie și mie somn. Turturor, da. Ne este somn. Abia am ținut ochii deschiși. Derp. Și apoi mergem la muzeul... Nemo? Muzeul Științei. Muzeul Științei. Da, și bem să o cafea neapărat. Auzi, dacă bem cafea? Stai pe bancă în fața muzeului, Ovidiu. Da, dacă tot ai mers la muzeu, stai față să da, muzeului pe bancă. Așa că acum o să terminăm ce mai avem de strâns. Nadal și Djokovic, eu nu mă uit la tenis, dar yay! Și din cameră după aia plecăm
pentru că ne așteaptă oamenii în față. De fapt, nu ne așteaptă, n-au ieșit nici. Întreba cum face și am zis nic. Somnic, somnic, foarte somnic. Bine, ne vedem în oraș. Am tentativa 1 de a lua cafea, eșuată. O cafea mică, 4 euro. Nu știu ce genul îți găsești, dar 4 euro un shot de espresso rău, mana mea. Da, și acum o să căutăm o cafea neapte afară, pe undeva, unde să bem cafeaua de dimineață și după aia mergem la muzeul Nemo, ceva science site. Sper că s-a auzit ceva. Wow. Ovidiu, ești pregătit pentru controlul de la avion? Lasă-mă în pace. Un tușai rectal la băiatul? Nu vreau. Pentru iubitorii de copaci, să vedeți că și în străinătate sunt mai așa. Și asta e chiar mic interior, uitați vă la asta. Miroase iarbă peste tot. Peste tot absolut. Andreea. Da, dar noi înțelegem italiană. Ce înțelegi tu, Andreea? Italiană. Italiană. Și spaniola. Ne-am uitat așa. Și spaniola. Spaniola. Foarte ciudat, adică nu. Spaniola. Uite-o pe Andreea. Ajutor! Vă rog, ajutați-mă! Vă rog, sunt încă prins aici. Foarte prins. Nu mai avem de mâncare, nu mai avem de băut și aceștia cred că simt frica. Ce, frica? Nu, cred că ei simt frica. Selfie în oglindă! Mai trecut un minut, a rămas senzația. L-am pierdut. Nu. Iată-mă de acolo. Ce ai pățit? Nu cred că așa se stă pe scaunul ăsta, dar mă duc la vale. Deci am făcut un test și zice că în timpul zilelor de muncă am major sleep deficiency. Și că sunt în extremely late chronotype. Nu știu ce fi în asta, dar nu sună bine. Say what? Avem televizor? What is this kind of crap? What is this kind of crap? Button. We need basic shit. Ba uite, poți cum ai spus. Da, nu, ne trebuie un scaun de plastic, din ăla, de să rog pe când te așezi dacă ai 100 de kilograme. De ăla trebuie noi. Da. Not this. De urgență. Vă rog să le studiați cu atenție înainte. Am dat cafea pe mine. Am dat toată cafeaua pe mine. I'm a stupid human being. I'm a stupid human being.